Ce pana mea e cu village-ul ăsta? Nu știu de ce, dar torta asta mă face să mă simt așa din siguranță. Aici, aici e lumină, aici e călduț, aici e bine, știi? Încolo e urât, e negru. Opa, ia-te un round. PC, PC. Ia de toia încolo. 3 oițe, 4. Ok. PC, PC. PC, PC. Bă, dar ce-i cu atâția creeper? Dar uite-o că numai, văd numai 4 aici. Hei, Ghiță, Gheorghe, Marcel. Nu, 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 nu tu ești Marcel. Trebuie să punești ăștia nume. Ion. Ăla e Ion, ok, ăla rămâne Ion. Stăteam și mă gândeam că cel mai tare mi-e frică de schelet. Știi, de zombie mai fugi, dar de schelet chiar e nașpa. Așa că cred că m-aș simți mult mai bine cu un scut. Hei, bună dimineața, Andrei, și bine am găsit la un nou episod din Minecraft Underrun. Asta e seria în care eu încerc să bat dragonul de cât pot de repede, dar ultima oară nu prea mi-a ieșit. Ui, uitați care-i faza. Știu că noi ne-am văzut de foarte, foarte mult timp și mi-a fost super dor de voi. Dar ideea e că am terminat în sfârșit cu bacul, am terminat cu admiterea, am intrat și la facultate, ceea ce e destul de drăguț. Și gen, s-a schimbat așa de multe chestii și n-am mai jucat Minecraft de atât de mult timp că am zis că cea mai bună idee în momentul ăsta ar fi să începem o lume complet nouă și să o cam luăm de la zero. Și mamă ce chef am să fac asta. Bineînțeles, jucăm pe Minecraft 1.13 și generația lumii deja e o leac dubioasă. Eu n-am spart niciun bloc de aici. Same old, same old, începem cu un pic de wood și cred că prima chestie pe lista de priorități de astăzi o să fie să protejăm toți villagerii până poate nu crapă toți, că deja am stat o leacă în lume și cred că se apropie seara destul de repejor. Ok, hai că am început blană, avem și până și clay lângă noi. Am căutat aseară, am stat aseară și cred că și am căutat vreo 3 ore seed-ul ăsta. Aoleu, e de ce noroc am din fiecare dată când stă pe jos granit. Să-mi bag piciorul. Măi, villagerii ăștia ar fi atât de simpatici dacă n-ar fi tâmpiți. No, până aici blană. Hai la minat. Dacă mai stau pe afară, cred că mi-am bătaie. Ok, am găsit un cave. Ok, am găsit gold înainte să găsesc iron. Și aici trebuie să fie lava, nu? Shit, 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 shit. Oh, fuck, ah, shit. Și de asta copiii vă faceți torți înainte să intrați în mine. Unele texturi în Minecraft trebuie să recunosc că arată destul de ciudat. Nu știu cum, dar parcă pixelii de la textura asta sunt ceva mai mici. Cu toate că arată foarte bine grâu ăsta, da? Nu știu, parcă alea că ciudat. Nu știu, m-am tot obișnuit cu grâu de Minecraft să fie un pic verde. Voi ce părere aveți din noile texturi? Adică știu că deocamdată încă nu sunt permanente pentru că pana mea nici măcar nu sunt destul. Bun, prima chestie pe lista lucrurilor din iron de care avem nevoie cred că o să fie o găleată. Și bineînțeles o să trebuiască să facem și niște boluri ca să putem să mâncăm și noi supa de ridichi. De ridichi în pana mea, de sfeclă. Am văzut foarte multe lume care spune la sfeclă rodie. Frate, rodie e cu totul altceva, nu înțeleg cum poți să spui la... Uai, stai o leacă, ăștia-s cartofi, eu credeam că sunt morcovi și că nu-s gata. Uai, dar prostă-s. Ok, se vede că n-am mai jucat Minecraft de ceva timp. E, tocmai am găsit o mecanică care e leacă broken în 1.13, gen. Poți să dai la villageri ori morcovi, ori cartofi. Dar până crap, vă înțelegeți? Gen, poți să le dai aproape non-stop și nu, se satură și îți dau emeralde nebunii. Și cred că o să încercăm să exploatăm un pic această mecanică. Piciorul village ăsta e dubios ca naiba, uite-o leacă. Asta e la două înălțimi, asta e urcată hălălău peste fântână. Și aici nici nu mai spun. Ce pana mea e cu ferma asta? Ce în regulă? Haideți, ui, prostani. Intrați și voi într-o casă, ceva. Hei, Ghiță, Gheorghe, Marcel. Nu, tu ești Marcel. Trebuie să te punești la ăștia nume. Ion. Ăla e Ion, ok, ăla rămâne Ion. Stăteam și mă gândeam că cel mai tare mi-e frică de schelet, știi, de zombie mai fugi, dar de schelet chiar e nașpa, așa că cred că m-aș simți mult mai bine cu un scut. Băi, ce-mi plac Endermanii, sunt bă piciorul, deci fix când n-am nevoie de ei, tot timpul apar. Ca polițiști. Pisi, pisi. Pisi, pisi. Bă, dar ce-i cu atâția creeper? Dar uite-o că văd numai 4 aici. Mă, abia începem și deja mă pui de căutat gunpowder pentru... pentru TNT. What the fuck, e? Dar voi când v-ați spawnat?
Știi de ce? De torța asta mă face să mă simt așa din siguranță. Aici, aici e lumină, aici e călduț, aici e bine, știi? Încolo e urât, e negru. Ești afară? Oh, fuck. Not today, thank you. Da, cam așa. Oh. Ce pana mea e cu village-ul ăsta? Au, lasă-mă. Ok, am scăpat. Oh, fuck, ai de capul meu. Ce e cu village-ul ăsta? Și aveam level 10. Opa, hit and run. PC. Ia de tu aia încoa. Aha, da, e șmecher, hai, vin încoa. Vin la tati. Tine smart, ni smarduim băieții. Amuz dau. Ia ce frumos face. Știi că e un căcat cu ochi. Nica? Da, Nica? Ok. Era o treabă să-mi iau și itemele înainte să te spune, zicem. Că cam asta la pescuit de acum. Da, dacă tot e liniște și pace și acum nu mă mai deranjează nimeni și tot trebuie să aștept ca fermele mele să crească, cred că am să stau și un pic la pescuit. Doi pufferfish și un singur cod, are you fucking kidding me? The coconut, oh. The coconut nut is not a nut, is the cocoa fruit of the cocoa tree from the cocoa palm family. Ok, am început să lupt ca un viking cu toporul. Și merge binișor, dă mai mult damage. Ok, e ceva timp de când s-a făcut zi și dacă nu m-am uitat eu aiurea, pe aici am văzut și niște oi. Ok, sunt măcar vreo... Ok, sunt 3 oițe, 4. Ok. Nu știu de ce are... Ok. Ok, asta oi după ceva timp, cred că de o oră stau și am cam prădat tot ce a fost prin divinul ăsta. Și acum cred că pot să mă duc și eu acasă să mă ciuăz și eu ca omul. Cred că am putea să începem deja o fermă de vaci. Și cred că ar fi o idee bună să ne începem și o casă odată, că deja am început lumea asta de ceva timp și eu n-am o casă. Îmi place foarte tare revinul ăsta, nu știu dacă v-ați dat seama unde suntem. Suntem cumva foarte aproape de casă. Și ar fi destul de șmecher dacă am extinde village-ul până aici. Gen să avem un village în revin, efectiv, știi? Să avem niște căsuțe care iese de aici, de acolo. Și aș păstra și lava. Ar fi interesant, gen să avem așa, să fie căsuțele săpate în stâncă. Și aici să avem platforme și poduri la una la alta. Poate chiar lărgim un pic revinul ăsta. Mă rog, mi s-a părut o idee interesantă, chiar nu mi-am dat seama că am și divinul lângă mine. Mamă, am prins foarte, foarte fain seed-ul ăsta, dar și l-am căutat să-mi bată. Ca chestii pe care le-am luat de acolo, am vreo 45 de iron ore și vreo 50 ceva coal. Nu-i mult, dar am unelte de piatră, for fuck's sake. E, s-a terminat iron 1 de smeltuit și cred că ar fi momentul să-mi fac și o armură. Ok, o să vreau un chest plate. Papuci. Și atât. Perfect. Bun. Ar trebui să facem pickaxe. Dacă tot suntem aici. Și probabil și eu... Na, sabi n-am nevoie, ba piciorul, am toporul. Așa. Pickaxe de iron. Deja îi viață. Și o lopată. Fără sabi mai rezistăm, dar fără lopată mai greu. Bun. Până una alta, am fost binecuvântat să am în jurul village-ului niște găuri în care este, bineînțeles, apă. Și, faza e că chestiile astea nu știu cum, dar au reușit Mojang să-i facă să arate atât de urât. Nu știu cum se spawnează, dar de fiecare dată se spawnează cu overhang-uri, parcă sunt mlaști, mi se-mi bat piciorul, când ar putea să arate atât de frumos. Și, gen, cred că cea mai bună idee ar fi să le transformăm în ferme, care să-și arate. Băi, nu știu dacă ați puțin vădată, dar eu m-am apucat să filmez episodul ăsta și gen... Joc Minecraft și nu mai pot să mă opresc. Gen... E super ciudat. Am atât de mult timp liber în sfârșit. Și eu, gen, nu mă dau... Predicat de la calculator. Aș juca Minecraft o zi întreagă, să mor eu.
Ești foarte, foarte relaxant. E terapie curată, jur. No, înapoi la treabă. Ok, asta cred că o să fie tot pentru azi. Nu știu cât de lung o să fie episodul deja. E ziua 4, deci teoretic am jucat aproape 5 zile în joc. Deci eu stau la calculator de mai bine de o oră, de o oră și vreo 30 de minute. Mulțumesc de acum și astăzi. Băi, mi-era atât de dor să mă întorc pe YouTube. Și de acum s-ar putea, nu zic sigur, dar s-ar putea să fie update-uri a upload-uri zilnice. Până se întâmplă ceva și mă țară sau ceva, dar în general o să fie zilnice. Mulțumesc de acum și astăzi, sper că v-a plăcut episodul. Îmi pare rău dacă e un pic ciudat, gen o să-mi ia un pic de timp până mă preobișnuiesc cu ideea de a filma așa mai mult. Încă cumva mi-e foarte greu să vorbesc. Nu știu, mi-e greu să-mi adun ideile. După ce n-am mai filmat așa de mult timp, cumva mi-am ieșit în mână. Și ajung să-mi dau seama că filmez de foarte, foarte mult timp, gen acum, gen filmam de foarte, foarte mult timp și mi se părea că încercam să explic aceeași idee de 10.000 de ori și numai nu găseam cuvinte, că n-aveam cuvinte la mine. Asta, na, mi-am ieșit din mână. Da, o să-mi revin și ajungem în sfârșit la normal. Mulțumesc pentru că m-ați urmărit și astăzi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!